întâlnire, a fost și la Agnita, acum la Copșa Mică. Toate întâlnirile din cele 5 microregiuni ale județului au avut ca scop, în primul rând, ca organele de conducere a Consiliului Județean și ale prefecturii, precum și deputații și senatorii din diferitele zone ale județului, să ia legătura nemijlocit cu primarii, cu consilierii locali, cu cetățenii județului, ca să stabilească prioritățile de dezvoltare ale județului, opțiunile cetățenilor în vederea dezvoltării sau priorităților de dezvoltare, direcțiilor de dezvoltare, astfel încât programul de guvernare, strategia de dezvoltare a județului să nu rămână noțiuni abstracte pe hârtie și să fie legate strict de necesitățile cetățenilor județului Sibiu.